Sănătate și bine v-am găsit din nou pe canalul meu. Aș vrea să vorbim în minutele următoare despre un lucru. De ce aburesc ferestrele termopan? De ce, dacă totuși ne punem ferestrele termopan, de ce aburesc ele? De ce aburesc? 1. Păi aburesc pentru că temperatura din cameră și cea de afară, diferența între ele e foarte mare. Diferența exterioară e minus 15, minus 12 grade, să zic în cazul de față. În cameră sunt 20 de grade. Deci diferența e de vreo 30 ceva de grade și în loc fereastra să se ventileze, fereastra aceasta are rolete. Ori, între sticla rece și temperatura din cameră se pune bariera aceasta, nu, care e jaluzeaua. Și atunci, în spațiul acesta de un deget, nu are cum să intre aer și atunci, uitați, se va produce condens. După cum se vede, temperatura din cameră la in e de 21 de grade, temperatura out de afară e de 11 grade, deci o diferență de 32 de grade, nu? Umiditatea afară îi 56%. Acum s-o reînnoit, să zic așa. Umiditatea de afară e 56 de grade la 56%. Umiditatea din cameră îi de 48%. Deci umiditatea din cameră 48%. Umiditatea la sensorul exterior de 5-6. Deci diferența aceasta de 32 de grade, care e foarte mare, prin neaerisire poate să facă condens. Deci când temperatura scade afară, sub 0 grade, poate să apară condensul în cazul în care sunt jaluzele pe geam, sunt rolete, sunt tot felul de acoperiri când nu se aerisește în cameră, când toate lucrurile care o să vorbesc despre ele sunt încălcate. Deci, din nou, aceeași situație. Temperatura scăzută afară, mult peste minus 10 grade. Și înăuntru, temperatură de 20 ceva de grade și între ele, pe bucata aceasta de sticlă apare condensul. Din nou, caz de rulou interior, rolete, în care acoperă sticla. Și atunci sticla nu se poate ventila. La fel se întâmplă în camera aceasta. Din nou, undeva cam 3-4 cm la baza de jos a geamului, în care geamul transpiră. Pot să fie mai multe cauze. Una dintre cauze când în cameră umiditatea camerei e peste 60%. Deci dacă umiditatea optimă la o cameră e între 40-60%. De 60 cumva e un pic mult. Dacă o trecut de 60%, atunci vaporii de apă din cameră se vor pune unele pe suprafața care e cea mai friguroasă. Deci, în cazul nostru, sticla. Pentru că sticla e formată din piatră. Nu? Piatra ține cel mai rece. Deci, se va pune pe sticlă și toată umiditatea aceea se va face condens.
Deci, când umiditatea e excesivă, când noi în cameră uscăm haine, nu aerisim corect, trebuie cel puțin o jumătate de oră aerisit. Hai să zic că e frig, minus 10 grade, minus 15, totuși 10 minute nu strică să lași geamul bascular, cel puțin 10 minute, ca să se egalizeze aerul, să iasă umiditatea. Așa, deci spuneam când umiditatea din cameră e mai mare. Când sticla e acoperită de materiale, nu se poate ventila. Deci când există rulouri, când există tot felul de jaluzele închise și diferența aceea mare, afară minus 10, în casă plus 20, 30 de grade diferență din nou. Poate să transpire când sticla nu e construită bine. Poate să transpire când, dacă toate regulile sunt bune, nu e nicio regulă încălcată, nu sunt acvarii în cameră, nu sunt plante, nu sunt flori, nu sunt tot felul pe lângă geam, pentru că și astea respiră și vor produce umiditate. Când toate lucrurile acestea sunt în regulă, dar totuși geamul transpiră la diferență mare de temperatură, atunci s-ar putea să fie, pentru că nu sunt cu trei rânduri de sticlă sau bagheta de aluminiu dinăuntru, nu e o baghetă caldă, o baghetă termică caldă. Deci poate să fie și aceasta. Deci în loc să fie un geam curat, va fi de 2-3 cm, 5 cm transpirat, așa. O altă cauză e atunci când în dormitoare sunt multe persoane și prin respirație la fel se produce, nu se aerisește niciodată. Se întâmplă la oameni în vârstă care ei zic în felul următor, nu dăm banii pe căldură, ca după care să deschidem geamul și nu aerisesc. Și îi acolo un miros așa de mucegai, îmbâxit. Dacă te duci totdeauna când verifică umiditatea în camerele acestea de bătrâni sau la mame cu copii mici noi născuți, umiditatea din cameră, pentru că nu se aerisește, îi peste 60%. De obicei, 70-80%, am întâlnit chiar și 90%, unde nu s-a deschis un geam termopan cu garnituri în regulă, cu toate lucrurile, nu s-a deschis geamul de toamnă. Nimeni nu mai deschis geamul iarna. Și o umiditate foarte mare în cameră. Și atunci oamenii se plâng, domne, îmi transpiră geamul. Păi aerisit, păi cum să aerisesc? Nu pot să aerisesc că intră frig. Bun, intră frig. Atunci, dacă nu vrei să aerisești, există dezumidificator. Și atunci, dacă nu vrei să aerisești, totuși trebuie să tragi umiditatea aceea în exces ca să nu se mai pună pe sticlă. Sunt multe alte cauze încă, dar printre cele mai des întâlnite nu se ventilează, se acoperă sticla cu diferite jaluzele, cu diferite rolete. Geamurile pot să fie de o proastă calitate. Noi totdeauna alegem geamuri în funcție de preț. Domnule, cât e prețul la geamul ăsta? Și cineva spune 500 de lei. După care vorbim cu altul. Domnule, cu cât îmi faci un geam? Și ăla spune, domnule, îți fac cu 300 de lei. Ori vei alege geamul cu 300 de lei. Geamul cu 300 de lei o să aibă sticlă de proastă calitate, de multe ori fără lăui, geamuri învechite, geamuri, eu știu, turcești, tot felul lucrate rău, de multe ori nu sunt fabrică și toate sticlele acestea sunt greșit concepute și atunci problema apare iarna, când ne umezesc geamurile și atunci spunem, vai că geamurile sale, geamurile nu sale, decât criteriul nostru e altul decât cel normal.
Chiar nu o să-i după bani. Atunci, după bani, o să ai un geam de calitate pe banii care ai plătit. Deci, cam astea sunt principale. Acoperirea sticlei, geam rău făcut, geam cu două sticle, nu cu trei sticle, geam care, sau cameră care are acvarii, în care se uscă haine pe calorifer și atunci umiditatea se duce undeva, se pune pe sticlă. Cameri cu copii mici care nu s-au aerisit niciodată, cu bătrâni, unde miroase a mucegai, să zic așa, pentru că nu s-au aerisit niciodată sau s-au aerisit numai vara. Și cam astea ar putea să fie cauzele. Până data viitoare, sănătate și să ne auzim numai cu bine, să avem geamuri bune, să ferim de umiditate cât se poate, pentru că va da tot felul de boli, de plămâni, inclusiv astm, și să aerisim ca să avem o sănătate, să ne protejăm cât mai bine de toate acestea. La revedere!